UMB poate începe efectiv lucrările pentru viaductul peste lacul Cernica de pe lotul 4 al autostrăzii A0 București Nord. Pe 2 mai 2024, Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru podul în lungime de aproximativ 1,3 km ce trece peste lacul Cernica. În sfârșit, la aproape 4 ani de la încheierea contractului pentru proiectarea și execuția lotului 4 al autostrăzii A0 București Nord, constructorul UMB poate începe principalele lucrări. Timp de aproximativ 3 ani, proiectul a fost blocat din cauza problemelor apărute cu obținerea acordului de mediu. Mai exact, Agenția Națională pentru Protecția Mediului a solicitat pentru zona lacului Cernica un studiu de tip 4 anotimpuri, desfășurat pe perioada unui an calendaristic, timp în care să fie monitorizată evoluția florei și faunei. Abia în luna martie 2024 a fost aprobată documentația, iar Agenția Națională pentru Protecția Mediului a emis acordul de mediu pentru zona respectivă. Acum, pe 2 mai 2024, Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire. Cu o lungime de 4,47 km, lotul 4 al autostrăzii A0 București Nord va putea fi dat în circulație doar după ce va fi deschis lotul 1 al autostrăzii A0 Sud, cel care ar trebui să fie gata în această vară, dar și lotul 3 al autostrăzii A0 Nord, pentru care chinezii au termen contractual la finalul anului viitor. Constructorul a început lucrările pe porțiunile unde are autorizația de construire, căci în urmă cu un an, în aprilie 2023, Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire parțială, fără viaductul și pasajul peste linia CFR București-Oltenița complete, și a produs grinzile necesare podului cu o lungime de 1274 de metri de peste lacul Cernica. Durata lucrărilor este de 18 luni. Valoarea contractului este de 312 milioane de lei.